Conform datelor oficiale în județul Hunedoara, incidența de infectare cu COVID-19 este de 7,38 la 1000 de locuitori, în creștere cu 0,1 punct procentual față de ziua de ieri. Această rată mare de infectare, în condițiile în care și paturile de pe ATI sunt ocupate, și asta nu doar la nivel județean, ci și la nivel național, ne face să ne gândim la ce se întâmpla cu mult timp în urmă, când unele spitale erau destinate tratării exclusiv a pacienților bolnavi de COVID-19. În județul nostru, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara a fost unul exclusiv COVID. Pentru unitatea medicală nu a fost ceva ieșit din comun, însă cei mai afectați au fost locuitorii din Hunedoara și din împrejurimi, care prezentau alte simptomatologii, nu doar SARS-CoV-2. O să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, pentru spital a fost mai simplu de a fi spital COVID. Pentru comunitatea hunedoreană a fost greu de a nu avea spitalul cu care erau obișnuiți 2 luni de zile, 2 luni și ceva. A fost greu. Pentru spital nu a fost, din contră. Cred că a fost mai simplu. A fost clar spital COVID, am știut ce trebuie să facem, aveam circuitele doar pe roșu. Lucrurile au fost mai simple, dar greu a fost pentru oameni din oraș. La spitalul din Hunedoara și foarte probabil și la multe altele nu se poate extinde capacitatea de primire pe ATI a bolnavilor cu SARS-CoV-2. Acest lucru însemnând practic revenirea unităților medicale la statutul de instituții sanitare destinate exclusiv tratării COVID-19. Din fericire, la această oră nu se pune problema revenirii unor spitale la vechiul statut de exclusiv COVID. Există posibilitatea de a se extinde capacitatea de preluare a pacienților pe ATI? Pe ATI COVID nu. Noi avem două zone care sunt clar delimitate, este ATI COVID și ATI non-COVID. În momentul în care am pune ambele părți pentru COVID, practic am transformat implicit spitalul într-un spital COVID, celelalte patologii, n-am mai putea opera, n-am mai putea face alte intervenții pentru pacienții non-COVID. Și așa cum sunt reglementările din vigoare în momentul de față, spitalele trebuie să funcționeze mixt, adică să avem adresabilitate atât pentru pacienții COVID, cât și pentru cei non-COVID. La ora actuală, în județul Hunedoara, din cele 69 de unități administrativ-teritoriale existente, în 33 rata de infectare depășește 6 la 1000 de locuitori, cea mai mare de 40,74 fiind înregistrată în comuna Brănișca, așezare care este și carantinată. Între aceste unități administrativ-teritoriale se află și cele urbane, cu excepția municipiilor Lupeni și Vulcan și a orașelor Călan și Uricani, în care rata de infectare este, la fel ca și în alte 17 așezări, de peste 3 la 1000 de locuitori. În județul Hunedoara mai sunt 13 localități, toate rurale, în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 este de sub 3 la 1000 de locuitori, iar în comunele Bătrâna și Bulzești de Sus, a căror populație comasată nu depășește 400 de oameni, nu au fost raportate îmbolnăviri cu COVID-19.